Începe? Start, da? Da, vă salut. Mulțumesc mult că ați venit. În primul rând vreau să felicit toată lumea de credință bună pentru decizia de ieri a Consiliului Europei privind startul negocierilor cu aderare. Mi se pare o veste foarte bună. Ceea ce ține de spațiul nostru mediatic, după cum se vede, spațiul respectiv nu rabdă careva goluri, pentru asta mă hotărăt să vin cu careva precizări, poate noutăți, în așa fel ca lumea să cunoască cât mai multe informații despre proiectele care sunt în curs de derulare la termoelectrică și în spațiul nostru comun. Știți că în 2015 până în 2020 a fost în derulare un proiect. El se numea Proiectul de îmbunătățire a eficienței sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Era numărul 1. Acum, în derulare, este PSACET 2 și are mai multe măsuri care se întreprind acolo și vor fi întreprinse pe parcursul derulării proiectului dat. Una din măsuri importante este achiziția de noi surse de generare. Este cea mai costisitoare parte a proiectului. Știți că însăși proiectul a fost anunțat cu o cifră estimativă de 92 de milioane de dolari. Pachetul ăsta cu achiziția de surse noi de generare este în curs de pregătire pentru licitație. Este foarte important pentru noi. Deci sunt echipamente noi, moderne, care considerăm că vor lucra în bază pentru a asigura energia termică cât vara, atâta și iarna. Paralel cu energia termică, bineînțeles că vor produce și energie electrică. Prin urmare, respectând principiul de bază, să lucrăm cu echipamente noi în cogenerare. Alt pachet important, care este la o etapă destul de avansată din punct de vedere al licitației, este elaborarea unui studiu de sistem, studiu care vreau să vă spun că de mult îl doream, care ar face lumină cum corect să dezvoltăm sursele de generare în orașul nostru. Licitația a avut loc, au fost mai mulți ofertanți, compania câștigătoare a fost desemnată și acum este la etapa de pregătire a contractului. Suntem foarte nerăbdători ca să începem să conlucrăm cu compania respectivă în furnizarea de date și, prin urmare, elaborarea acestui studiu. Din acest studiu bănuiesc că în viitor vor genera și alte proiecte pentru a moderniza sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Altă lucrare care se derulează acum este montarea unei pompe noi cu motor electric nou la blocul energetic numărul 2. Pompa de alimentare este un element foarte energofag și modernizând pompa respectivă cu motor nou, cu convertizor de frecvență, vom obține economii de energie electrică foarte consistente. Nu în ultimul rând, o măsură importantă este montarea a 147 de puncte termice individuale, licitația iarăși pe măsura respectivă a avut loc. O considerăm la fel de importantă și benefică pentru consumatorii noștri, cât și pentru întreprindere. Este la etapă de semnare a contractului și credem că în timpul apropiat deja vor fi demarate achizițiile cu ulterioara montarea punctelor termice respective. Știți că punctele termice individuale au fost mai multe emisiuni, ieșiri, sunt lucruri extrem de benefic cât și pentru consumator, atât și pentru întreprindere. De aici rezultă următoarele proiecte care deja țin de viitor, despre care fac acum câteva precizări. Se discută acum cu donatorii externi foarte intens, cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Anume aspectul ăsta de așa numită pătăizare a orașului Chișinău, deci montarea în masă a punctelor termice individuale. Necesarul care îl avem acum este undeva, în dependență de proiecte, 3.500, deci 3.500 de puncte termice individuale este necesar. Clar lucru că ăsta este un program de durată,
poate să decurgă 5-10 ani în dependență de capacitățile care vor fi disponibile pe piață. Altă măsură care vine deja în continuare cu punctele termice individuale, care sunt proiectele care sunt în curs de discuții, de elaborare acum, este distribuția pe orizontală. Deci lucrurile care trebuie făcute în bloc. Sistemele astea vechi care le avem și ne creează atâtea probleme că au fost modificate. Știți că am avut o ieșire nu de mult și am explicat care sunt problemele respective. Deci, distribuția pe orizontală tot este o măsură extrem de importantă care trebuie să fie implementată. Bineînțeles că nu o să fie într-o zi, două, iarăși este vorba de un program care poate să dureze și 10 ani, poate și mai mult, în dependență de capacități. Nu în ultimul rând, se discută și cred că mai de mult trebuia să fie făcut și 10 ani, poate în urmă, este vorba de anveloparea clădirilor. Știți că noi suntem campioni în Europa, poate în lume, la consumul de energie per metru pătrat. Prin urmare, anveloparea este o măsură absolut necesară care trebuie să o facem în orașul nostru. Iată, astea sunt, pe scurt, proiectele care sunt acum în discuție pentru a fi demarate, organizate cât mai bine, cât mai corect și comod pentru locuitorii orașului. Acum voi face câteva reflecții despre reparații și tot felul de comentarii care apar în spațiul mediatic. Am spus mai devreme că toate lucrările care țin de reparațiile curente sau capitale, deci pe parcursul sezonului de vară, cum ar fi în sezonul de reparații, au fost efectuate. Tot eu am spus că blocul 1 și 3 sunt pregătite și blocul 2 este în reparație. Da, blocul 2, într-adevăr, a înregistrat careva întârzieri, lucru pentru care compania care realizează lucrările respective va purta răspundere, deci există contract, sunt prevederi în contractul respectiv și noi aplicăm toate măsurile care sunt legale în raport cu compania dată. Însă, trebuie de menționat că chiar dacă cei care vociferează că nu lucrează la blocul energetic numărul 2, tangențial au și ei o parte din vină pentru întârzierile respective. Pentru că, pe lângă faptul că ei realizează careva lucrări, ei furnizează și careva piese. La una din piese, ei au înregistrat întârzieri. Și lucrul ăsta este știut. Nu știu dacă este atât de necesar să ieși în presă și să scoți toate nuanțele respective. Pentru întârzierile care ei le-au înregistrat, noi la fel întreprindem măsurile necesare pentru a ne apăra interesele companiei. Deci, prin urmare, să spui pur și simplu că este o companie care sabotează, păi și cealaltă poate să fie expusă cuvântul respectiv că sabotează. Nu știu dacă e cazul să mergem pe așa etichetări. Nu apar nicio companie, nici alta. Fiecare din ei să-și facă muncă cât mai onest și să nu iasă cu careva cifre sau cuvinte nepotrivite. Pentru că blocul energetic numărul 3, la care ei au participat nemijlocit, da, a avut o oprire de câteva zile. Prin urmare, putem să-i întrebăm. Dacă a avut blocul ăsta o oprire și voi l-ați reparat capital, nu cumva ceva n-ați făcut chiar bine? Deci lucrurile sunt în complex. Sistemul energetic este un lucru foarte complicat și nu e atât de ușor ca să gestionezi corect procesele care sunt acolo. Noi ne isprăvim, nu e nicio problemă. Însă companiile care lucrează, ar fi bine să lucreze onest și să dueleze pe licitații, pe prețuri și pe calitate. Dar nu pe tot felul de etichetări. Cu blocul energetic numărul 1. Da, compania respectivă a făcut modernizare în 19. Acum vine cu o cifră de la cifra de bază a contractului de atunci, de două ori mai mare, precum că ar fi acum costul unei modernizări. Semn de întrebare, de unde e așa cifră? Cifrele de obicei bune se află când avem o licitație, când sunt mai mulți ofertanți și atunci vedem prețuri. Prin urmare, astea pot fi catalogate iarăși ca niște speculații pentru a face un PR ieftin.
Acum, cei ce țin de tarif. Am mai spus și mai spun încă o dată. Deci, în tarif, ponderea 85% este cu gazul. Și ceea ce am anunțat că este posibil o diminuare a tarifului, asta este un lucru foarte mare făcut de specialiștii din Ministerul Energiei, de la APP, de la ANR, în așa fel ca să facem o prognoză a devierilor financiare, în așa fel ca să facem o prognoză a prețului la gaz. Și prin urmare, de aici noi putem să spunem că sunt careva reduceri la tarif. Trebuie să fim foarte atenți când speculăm cu cifrele respective, pentru că ele sunt multe, componente sunt multe și nu e atât de simplu să spui că iată, am făcut blocul 1 și gata, tariful s-a dus la vale. Nu chiar așa. Plus la asta, s-a manifestat așa o grijă foarte puternică asupra sistemului energetic din orașul Chișinău sau Republica Moldova. Întrebarea mea e în felul următor. După cum a spus, compania dată îs companii cu mai multe profile. Dacă vreți să manifestați grija asupra sistemului energetic, un complex de casă care l-ați construit, conectați-l absolut legal la sistemul centralizat. Oferindu-ne o sarcină mai mare, o să ne oferiți o funcționare mult mai bună a întreprinderii, la parametri tehnico-economici cât mai optimale. Iată care este răspunsul la tot felul de insinuații care iese în presă. Mulțumesc! Domnul Tovan, referitor la reducerea tarifului, acum o săptămână ați declarat că ați solicitat ANR-ului reducerea tarifului cu 15% pentru energia termică și 8% pentru energia electrică. Când dumneavoastră ați luat o decizie și Ormingea este la ANR acum? Ați pus și întrebarea și răspunsul ați dat. Da, ANR-ul se ocupă de asta, din ce cunoaștem noi, nu pot fi sigur, dar din informația care o deținem noi, cât de curând urmează să iasă o aprobare nouă. Mulțumesc!